carele alegorice care au fost realizate de reprezentanții municipalității împreună cu voluntarii, dar și de ajutorul primit din Olanda. Vă mulțumim tuturor, cel de-al doilea care alegoric. Așa arăta anul trecut parada care se organiza an de an de 42 de ani încoace la Pitești. Sinfonia Lalelelor era cea mai mare manifestare dendrofloricolă din țară. Imaginile cu care alegorice, parada cu peste 1000 de participanți și 10.000 de vizitatori făceau înconjurul lumii. Acum însă restricțiile impuse au făcut din Pitești, capitala Lalelelor, un oraș mai trist. Era foarte frumos. Foarte frumos și mergea și la noi, mergea și pe jos la sinfonie. Nimic. Nici lume nu e cu... Stă în casă, le e frică. Lumea regretă că Sinfonia Lalelelor nu s-a mai organizat în acest an. Cel mai mult însă sunt afectați cei care participau an de an la această manifestare. Era o fericire pentru mine că eu participând mereu la expozițiile cu Sinfonia Lalelelor, pentru mine Sinfonia Lalelelor e o mare sărbătoare. Anul acesta nu s-a mai făcut, știți dumneavoastră din ce pricină. Eu zic și sper că Bunul Dumnezeu ne ajută să ne revenim, să fie din nou lume multă, să fie din nou veselie, mai multă fericire. Anul acesta la Pitești s-au plantat, ca de obicei, peste 100.000 de bulbi de lalele. Orașul arată acum viu colorat, sunt flori, dar nu și oameni. Lumea însă e optimistă. Chiar dacă sinfonia nu s-a mai ținut, natura este alături de noi și... Poate este un semn ca oamenii să fie mai buni ceea ce se întâmplă și oamenii trebuie să fie optimiști și eu cred că totul va fi bine și oamenii trebuie să fie precum florile. Că am zis că trebuie să trăim într-o lume în care și ciulinii trebuie să devină flori. Iar oamenii trebuie să fie optimiști și mai buni la suflet pentru că natura se întoarce împotriva oamenilor dacă nu știu să o prețuiască.